Pentru acești copii, muzica pare să nu aibă taine, pentru că în glasurile lor, colindele românești aduc sărbătorilor o magie aparte. Anul acesta, printre cei care au cântat pentru prima dată în Orașul Muzicii, este și o tânără cu o poveste aparte. Vin din Serbia, din Negotin, Orașul Negotin. Româncă și... Sunt și jumătate româncă, jumătate sărbăică, așa să spun, da? Și am venit aici ca să fac muzică, așa să spun. Da, să învăț pentru că voi sunteți mult mai buni decât sărbe muzică, de fapt în Europa mai cei mai buni. Și pentru că am putut să capăt cetățenie de pe mama, am venit încoace. Anul acesta, corul Vox Dunaris a ajuns să cânte în fața celor 1000 de vienezi pentru a patra oară consecutiv. Este o experiență unică, spun cei care dau un glas atât de duios colindelor românești. Tradiție pentru noi. Este minunat să poți ajunge, iată, an de an la Festivalul Internațional de Colinde de la Viena. Noi, încărcați de emoție, cu sufletul curat, vrem să transmitem tuturor oamenilor colindul nostru sfânt și bun și sper să ajungem și anul acesta la sufletele publicului. În spatele acestui rezultat se află multe, foarte multe ore de muncă. Noi am venit chiar și seara, veneam la repetiții, stăteam până târziu ca să ajungem la acest rezultat spectaculos. Pe acea scenă poți spune că îți trece prin fața ochilor toată viața. Efectiv, simți toată emoția, ești parte din cor, ești parte din ceea ce reprezinți. Reprezinți țara, reprezinți tradiția, reprezinți colindele. An de an am început să fim invitați la Viena, la Festivalul Internațional de Colinde. Este pentru a patra oară, al treilea an consecutiv, anul acesta. Suntem deosebit de încântați și onorați că cei de la Viena păstrează legătura cu noi. Recitalul susținut de corul Liceului de Artă din Severin a avut loc în preajma Crăciunului, iar micii artiști și colindele românești au primit aplauze îndelungate, cam fiecare an.